Salutare tuturor, aici Rus Paul și în acest video vom vorbi despre strapurile custom-made pe care le-am conceput împreună cu cei de la Mosel Brest. Foarte mulți dintre voi ați văzut acest model în fotografiile cu mine de pe social media, dar și în viața reală și m-ați întrebat de unde vă puteți achiziționa și voi un astfel de strap de piele. Răspunsul meu a fost de fiecare dată că el nu se găsește pe piață, fiind un model custom desenat de mine și realizat handmade de cei de la Mosel Brest. Și pentru că cererile au fost foarte mari, am discutat cu ei, am pus cap la cap niște idei și am creat acest strap în producție de serie. Cu alte cuvinte, el se poate achiziționa acum de pe internet, de pe site-ul lor și de pe site-ul Telestory. V-am lăsat link-urile în descriere. Probabil și voi vă întrebați ce este atât de diferit și de special la acest strap, deoarece la urma urmei par a fi doar câteva bucăți de piele prinse împreună cu niște șuruburi. Nimic deosebit. În schimb, trebuie să vă spun puțin istoria acestui strap ca să înțelegeți mai bine de ce are această formă și de ce el este extrem de comod atunci când este folosit. Eu, făcând fotografie de mai bine de 15 ani, am încercat întotdeauna să-mi ușurez munca. La început, ca oricare alt fotograf, foloseam strap-ul aparatului foto, cu care evident venea în pachet și țineam aparatul foto la gât. Însă, în momentul în care am început să folosesc obiective tele și să mă duc la concerte, la festivaluri și în alte locuri, să stau ore în șir, chiar și la nuntă, cu aparatul foto la gât, am început să am probleme la gât, la ceafă, la coloană. Iar după ce am mers la medic și medicul m-a întrebat, porți chestii grele la gât? Și răspunsul meu a fost da. El mi-a spus să nu mai fac treaba asta, așa că am început să caut alternative. Și evident, de acum cam 10 ani încoace, am căutat tot felul de variante care evident să-mi ușureze munca, iar în momentul în care mi-am achiziționat două body-uri ca să pot folosi mult mai repede și mai ușor mai multe obiective prime, ca să nu mai pierd timpul să schimb obiectivele pe aceeași cameră, am căutat variante de strap-uri duble. La început am folosit câteva variante pe care le-am găsit pe internet, modele chinezești, ieftine, după care am mers pe lucruri mai profi un pic, de la branduri mai cunoscute, acelea evident au trebuit ajustate, pe care le-am făcut eu cu mânuța mea, dar chiar dacă erau funcționale, problema era că nu erau foarte aspectoase. Adică în momentul în care te duci la nuntă și te îmbraci elegant, la cămașă, pantalon de stofă și așa mai departe, este important ca și strap-ul să arate foarte bine. Așa că am căutat o variantă de piele și am găsit pe cei de la Mosel Brest care mi-au propus varianta lor de strap. După ce am testat-o, mi-am dat seama că trebuie câteva mici ajustări pentru că fiecare dintre noi, evident, suntem diferiți, iar eu, ca fotograf care lucrez toată ziua cu camere foto, aveam nevoie de un model care să fie exact pe gustul meu. Așa că am creat strap-ul pe care îl vedeți acum în imagine, care a fost o variantă handmade, adică am folosit anumite materiale care erau la dispoziție, evident, fiind făcut de mână, nu este perfect din punct de vedere al cusăturilor, al tăieturilor și așa mai departe, dar este extrem de funcțional. Eu l-am folosit timp de 5 ani de zile, nu s-a desfăcut, nu mi-au căzut camerele și așa mai departe. De fapt, acesta este modelul pe care voi l-ați văzut pe internet. Dar, pentru că, evident, dacă vrei să faci treaba asta să fie și de vânzare, ai nevoie de lucruri puțin mai complicate. După cum se poate observa, strap-ul este cât se poate de simplu și a spune că nu este mare scofală ce este atât de special la acest strap. Ei bine, tocmai în momentul în care faci un lucru custom, încerci să-l faci cât mai interesant și cât mai complex. Dar în momentul în care te complici, apar și alte probleme. Așa că începi să revii la situația inițială și să reduci strap-ul la cea mai simplă formă a lui. Chiar dacă vi se pare că este foarte simplu și nu este nimic complicat, a durat aproape un an de zile să facem probe, teste de formă, le-am decupat, le-am stricat, le-am refăcut la loc până să ajungem la această variantă. După cum puteți vedea, el este foarte light, este ușor,
nu îl simți în momentul în care îl pui pe tine. Și ce este foarte important de văzut la acest rep este că în momentul în care vrei să-l pui pe tine, trebuie să ai grijă să nu-l pui invers. Pentru că majoritatea oamenilor care au probat aceste strepuri la workshop-urile mele le-au pus invers. Deci, foarte important, trebuie să fie cu partea care este mai lată și cu burete să fie pusă peste umăr, că altfel nu își face partea de comoditate. Da? Dacă îl punem invers, pentru că se poate face și treaba asta, da? În loc să-l punem în varianta aceasta în care ar trebui să stea el, îl putem pune și invers și atunci, practic, părțile acestea două, cu curelușele subțiri și cu nituri, o să ne stea pe umăr și nu o să mai avem partea de confort, cea care este cu burete. Deci, mare atenție cum îl puneți! Și probabil vă gândiți de ce a durat aproape un an de zile ca să realizăm acest model de strep, care la urma urmei avea deja un prototip, cel pe care l-am făcut aproape cu 5 ani în urmă. Ei bine, ne-am dorit ca acest model să fie aproape perfect, pentru că știm cu toții, perfecțiunea nu poate fi atinsă. În schimb, i-am făcut și câteva mici upgrade-uri pe care le-am observat că am nevoie de ele atunci când merg pe teren. În primul rând, au fost materialele din care este realizat. Pe de o parte, ele trebuie să fie de foarte bună calitate ca să fie rezistent în timp acest strep, iar în același timp ele trebuie să fie și aspectoase și comode, da? Pentru că purtăm aparate foto cu noi care sunt destul de costisitoare și, Doamne ferește, nu vrem să ne cadă de pe strep. Așa că am căutat un model de piele care să fie calitativ, să fie și cu aspect plăcut, să fie și moale, ca să fie confortabil și în același timp să aibă și o culoare plăcută. Pentru că, la urma urmei, ne îmbrăcăm elegant, trebuie să ne asortăm și strepul, nu? Dacă tot vorbeam de confort, este important de specificat că noi purtăm aceste strepuri 13, 15, poate uneori chiar 20 de ore la eveniment și, bineînțeles, camerele poate sunt mai grele și nu dorim să avem probleme cu spatele. Evităm problemele cu gâtul, dacă nu mai purtăm strepul de la cameră, dar trebuie să le evităm și pe cele legate de spate. Așa că am încercat să gândim acest model într-o formă în care el să se plieze perfect pe corp, iar în plus de asta am adăugat și burete între cele două bucăți de piele care se văd în partea de sus, tocmai ca să aibă un confort sporit. După care este partea de ajustare a strepului, pentru că la urma urmei, evident, fiind diferiți ca artiști, suntem diferiți și ca persoane, avem corpuri diferite, iar acest strep trebuie să fie perfect custom, ca niște piese de Lego pe care le punem cap la cap, astfel încât să-l putem regla pe înălțimea noastră și pe greutatea noastră. Astfel, avem foarte multe șuruburi care se pot desface cu o simplă șurubelniță în formă de stea, tocmai ca să ajustăm înălțimea și, bineînțeles, poziția în care stă aparatul foto. După cum vedeți și în cazul meu, el este foarte la îndemână, doar ridic o cameră sau ridic pe cealaltă, da? Totul făcându-se extrem de confortabil. Tot la partea de funcționalitate, este foarte important de menționat faptul că nu folosim tot timpul aparatul foto doar la nivelul feței, ci pur și simplu uneori îl ridicăm în partea de sus. Astfel, el trebuie să gliseze, deci nu trebuie să aibă o poziție fixă în partea de sub mână, ci trebuie să fie mutat în orice poziție și, bineînțeles, trebuie să putem face treaba asta cu ambele camere. Legat de partea de siguranță, după cum puteți vedea, avem o carabină de foarte bună calitate, tocmai ca să țină acest suport de prindere pe patina de trepied de cameră. Chiar dacă poate unii dintre voi ați spune că această carabină se poate desface din greșeală, eu de 5 ani de când folosesc acest model nu am pățit niciodată ca ea să se desfacă. După cum vedeți, trag destul de tare de ea și ea nu se desface, deci trebuie
forțată ca să se deschidă. Dar, evident, pentru treaba asta avem și o siguranță. În cazul în care se defectează carabina, se rupe, se întâmplă orice cu ea, avem o curelușă de siguranță. În prima fază am gândit o curelușă care să fie din același material ca și strap-uri, însă problema a fost tocmai că ea nu era foarte flexibilă, așa că am folosit un material textil. Pur și simplu o desfacem dacă nu dorim să o folosim sau ca să dăm camera jos. Dar având în vedere că avem aceste două siguranțe, este aproape imposibil ca a noastră cameră să se desprindă din greșeală. Iar în momentele în care poate vreți să ridicați camera mai sus decât permite strap-ul, pur și simplu desfaceți carabina principală și atunci practic există o extensie tocmai datorită acestei siguranțe. Un lucru pe care trebuie să îl mai știți e faptul că pe lângă strap-ul care se atașează evident pe umăr, mai există în pachet și două astfel de cleme pentru stânga și dreapta pentru a prinde aparatele la curea. Acum, fie că doriți să folosiți aparate foto și obiective mai grele și vă e teamă că în momentul în care ridicați un aparat, celălalt o să coboare în jos, aceste cleme sunt pentru siguranță. Sau pentru momentele în care doriți să mergeți în pas alergător și doriți ca aceste aparate să nu se bălângăne, cum se zice în popor, pe lângă voi. Pur și simplu le atașăm de aceste cleme, iar în momentul în care vrem să le dăm jos, pur și simplu se mișcă foarte repede, iar după cum vedeți, celălalt fiind prins la pantalon, nu mai avem niciun fel de problemă, indiferent de care este greutatea aparatului. Până acum n-am pomenit nimic de nuanțele pe care le găsiți la aceste strap-uri. Momentan avem doar pe negru și pe maro și spun doar pentru că pe viitor dorim să lărgim gama de culori. Asta evident după ce o să găsim piele la fel de calitativă ca la aceste strap-uri și să aibă și culori interesante. Dar momentan negru și maro, care sunt cele mai versatile, se potrivesc la foarte multe variante de ținute și am văzut că astea sunt și pe placul vostru. Dacă vă doriți pe viitor o anumită nuanță, lăsați un comentariu la acest material sau scrieți-ne în privat fie mie, fie pe site-ul de Lăstorii, fie celor de la Mosel Brest și luăm în considerare sugestiile voastre. Dacă tot vorbeam de faptul că acest strap este extrem de customizabil pentru orice corp, înălțime și greutate, trebuie să știți că el, chiar dacă vine by default în format dublu, se poate face și single pentru un singur body. Adică poate uneori o să folosiți o singură cameră sau poate momentan aveți doar o singură cameră și vă gândiți că luați un strap dublu ca pe viitor să-l folosiți pentru două camere. El se poate face pur și simplu în variantă single, doar desfaceți câteva șuruburi, atașați curelușa suplimentară pe care o găsiți în pachet și voilà! Aveți strap pentru o singură cameră. Evident că toate aceste lucruri le-am gândit datorită situațiilor pe care eu personal le-am întâlnit în teren. Au fost evenimente la care evident am folosit două body-uri cu obiective fixe, dar au fost și evenimente la care am fotografiat poate cu un obiectiv cu zoom și atunci am avut nevoie doar de o singură cameră. Pentru cei care sunteți videografi, trebuie să știți că puteți folosi strap-ul în variantă single și pentru video. După cum știți din social media, eu realizez atât fotografii cât și video de nuntă, iar în momentul în care mă duc la nuntă ca videograf, folosesc varianta single din două motive. Odată, ca să pot avea camera la mine, să nu trebuiască tot timpul să am un loc unde să o las jos, da? Deci o țin pe mine, iar al doilea motiv este că mi oferă stabilitate suplimentară. După ce reglați curelușa la ce lungime doriți voi pentru a ține camera video, puteți să o puneți mai aproape sau mai departe, o tensionați, adică împingeți în față, astfel încât să găsiți o poziție în care să vă fie confortabil. Iar faptul că această curelușă vă ține camera atașată de voi, vă oferă o stabilitate suplimentară atunci când filmați din mână.
Fiecare strap vine într-o cutie frumoasă craft care poartă și parafa Mosel Brest. În cutie veți găsi un strap dublu, fie pe negru, fie pe maro, în funcție de varianta aleasă, un mesaj din partea producătorului, două șuruburi de prins pe patina de trepied pentru două camere, două curelușe de siguranță, din nou pentru două body-uri, o punguliță cu șuruburi de rezervă, cureaua suplimentară pentru strap single și două cleme de prins la pantaloni. Evident că se poate discuta mult și bine despre acest strap, care la prima vedere pare foarte simplu, dar este extrem de comod și, de ce nu, frumos. Dar vă las pe voi să îl testați și să vă dați seama exact despre ce este vorba și cât de confortabil este, chiar și la evenimente care durează foarte multe ore. Bineînțeles, acest strap îl puteți găsi, cum vă spuneam și mai devreme, pe linkurile din descriere, adică pe site-ul telestory.ro și pe site-ul celor de la Mosel Brest. Indiferent de unde îl veți comanda, veți avea suport, adică dacă aveți întrebări, nelămuriri și alte lucruri de genul acesta, ori cei de la Mosel Brest, ori eu personal, o să vă răspund la ele, astfel încât să mă asigur că veți putea folosi acest strap la capacitatea lui maximă. Eu sper că v-a fost de folos acest material, iar până data viitoare, spor la treabă, fotografii și videouri frumoase vă doresc să faceți!